O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit violent. Tragedia s-a produs azi dimineață în jurul orei 7 pe traseul Cimișlia Hâncești, în apropiere de localitatea Bozieni. Potrivit șefului adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Alexei Grosu, vinovat s-ar face șoferul unui taximetru implicat în accident, un bărbat de 30 de ani. Acesta ar fi ieșit pe contrasens și a lovit frontal celălalt automobil. În urma impactului, unul din cei trei pasageri aflați în mașina de taxi, un bărbat de 29 de ani, a murit pe loc. Victima s-a dovedit a fi un subofițer din cadrul Direcției Regionale Centru a Poliției de Frontieră. Șoferul taximetrului, dar și un pasager au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Celălalt conducător auto, un angajat al Inspectoratului General de Carabinieri, s-a ales și el cu câteva zgârieturi. Oamenii legii urmează să stabilească toate circunstanțele în care s-a produs tragedia.